Probabil mulți vă amintiți că într-o vreme de criză spirituală, spun eu, Ilie hotărăște să fugă, ajunge într-o peșteră, încearcă să se ascundă. Dumnezeu îl caută cu întrebarea: ce faci tu aici, Ilie? Ce faci tu aici, Dan? La emisiune. Toată viața ai visat să ajungi și noi până acum te-am oprit, dar în sfârșit ai reușit să vii. Da. Avem astăzi cu noi și vă mulțumesc că v-ați făcut timp să veniți, familia Ciger, Dana și Sorin, Domnul să vă binecuvinteze. Spune-mi, Dana, să încep cu tine, că tu n-ai emoții. Ai recomanda unei soții să îi spună fratelui Iuga: eu fac ce zice bărbatul? Da, de multe ori spunem asta așa ca un clișeu, dar mie mi s-a întors acum, s-a întors împotriva mea. Ia se vede. Pentru că m-ați sunat să mă invitați la emisiune și am spus: eu nu vin, frate Iuga, pentru că eu n-am fost niciodată, am emoții, mă bâlbâi, nu vin, că n-am zis așa să ceva. Spun. Și într-un final la insistențele dumneavoastră am zis: eu mă supun bărbatului, dacă el spune să vin, vin. Sperând că... Și sunt aici. Da, ai uitat să-l convingi între timp, bărbate, vezi ce trebuie să zici, dar uite că toate lucrurile lucrează înspre binele celui ce iubesc pe Domnul, adică eu prima dată că v-am ca invitați și noi nădăjduim că Dumnezeu va folosi emisiunea aceasta și spre binele multora. Uite, te las pe tine. Mai o întrebare și apoi te las un pic așa. Cu cine au rămas copii? Singuri. Nu dau foc sunt la casă sau de ceva. Mari. Nu, sperăm. Deci n-ai emoții așa pentru ele. Fără incidente majore, așa se zice în ziua de astăzi, da? Că am văzut că vă plac copiii și pe lângă voștri mai invitați și pe alții. Deci dacă sunt mulți acolo la grădiniță, nu le mai trebuie și educatoare. Corect. Sorine, unul din lucrurile care le-am văzut eu la tine în timp a fost, pe lângă multe altele, plecarea spre lucrarea socială. Zi-mi un pic de unde a apărut gândul, cum a apărut. Păi, gândul e din copilărie. Nu știu de unde. M-am trezit cu el. Deci să știi că eu te cred. S-ar putea unii să nu te creadă când zici nu știu de unde. Am și eu momente în viață, spre exemplu, cu dărnicia. Nu știu dacă am preluat-o de la părinți, nu știu de unde, dar m-am trezit dăruind. Păi, acum, poate ar fi o explicație. Crescând într-o familie modestă, într-un sat din Bihor, sigur, eu am avut înclinație spre oamenii săraci. Nu știu, pe la 14-15 ani vizitam oamenii bătrâni, săraci, îi chemam acasă. Același lucru fac și acum, surpriză la mama la început și acum surpriză la soție. Asta deci am vrut să zic, tu nu întrebai pe maică, dar nu mama, de la biserică i-aduceam. Da, i-aduceam acasă la masă. Deci da, spunea, și... ce mult se bucură mama să vă vadă. Da, deci așa... Și înclinația aceasta, sigur, am descoperit-o în timp, nu pot să spun, punctez atunci la vârsta cu tare, din copilărie. Acum, cred că poate m-a ajutat într-un fel contextul familiei, familie mai mare, 5 frați, poate multe nevoi, multe lipsuri. Și m-am gândit și i-am înțeles pe cei care au fost ca mine și sunt ca mine, să zic. Îi înțeleg mult mai bine și înțeleg pe cei în nevoi mult mai ușor. Deci mai și, aproape de da, deci probabil asta s-a lipit de inima mea încă din fragedă copilărie. Da. Dana, nu ți-a trecut niciodată prin cap că aplecarea asta într-o zi o să se îndrepte? Bă, da, la început, într-adevăr, era surprinzător când mă suna la poartă și spunea: am ajuns, avem musafiri. Dar în timp am învățat să mă organizez și să mă aștept la orice, că e deci, imprevizibil de cele mai multe ori. E ca venirea Domnului Iisus să fii pregătit. Acum, ca să discutăm despre felul în care noi, să zic, ne-am cunoscut, tot într-un cadru social ne-am cunoscut. Deci tot pe fondul acesta, iată că Dumnezeu încă din copilărie și până la adânci bătrânețe, tot în contextul aplecării spre oamenii sociali. Deci tu, într-un fel, dacă te-aș traduce, tu spui: Dumnezeu m-a răsplătit implicându-mă în chestia asta și cu o nevastă super bună. Și Dan ar trebui să zic că s-a îndurat Domnul și de... Scuze-mă, da. Păi în... Hai să... Nu, vreau să aud prima dată istoria ei și apoi a ta. Am înțeles. Fiecare cu filmul lui. Ia okay. Zic cum a fost. Da. Noi am fost amândoi studenți la București. El a fost la teologie pastorală, eu am fost la teologie litere. Prin, nu mai știu ce an, cred că anul 2, el știe mai bine, ne-am implicat într-o lucrare socială pe diverse domenii.
Unii dintre studenți se ocupau de copii străzi, alții se ocupau de alți tineri studenți, încercând să le ducă Evanghelia. Spitale și... Da, la spitale, vizitau bolnavi, mai multe domenii. Și eu mi-am găsit locul la copii străzii. Sorin era lider acolo, la copii străzii. Și în cadrul acela, așa, ne-am observat, de la distanță, așa, din umbră, fără să știm unul de altul. Și deci prima dată ai văzut că e prezent acolo, apoi ce ai mai remarcat la el? Am remarcat că era un lider născut, era dinamic, energic, știa ce vrea, era hotărât și știa foarte să dea serios. De lucru și la alții? Și foarte serios știa, foarte da, serios, și foarte serios și activ. Adică niciodată nu era prea obosit să meargă, nu era prea ocupat. Tu vorbești despre mine? Da, eu tot mă gândesc, dar eu... Eu acum fac o paranteză. Ea m-a observat pentru că eu mă uit acum la poze. Ne uităm la niște poze din anul 1, anul 2. Că atunci, ea m-a observat din anul 1, că am fost în același an. Mi-aduc aminte, ea probabil m-a observat pentru că eu mă îmbrăcam tare anapoda, așa ca un burlac care nu... Și râdem acum, uite cum te-am cunoscut eu, cu pulover verde, pantaloni... Eu deci știu, tu, dar nu, dar tu te potriveai bine cu copiii străzi, înțelegi, păi nu? Cam așa era, da, ținuta da, mea era o asemănătă. Și normal că am ieșit în evidență rapid și așa, probabil, așa m-a observat ea mai ușor. Mare, fac... mare curaj, or, mare curaj. Și eu mă mir că a avut un mare curaj. Scuză-mă, continuă. Nu, cam atâta e, povestea scurtă acum. Da, o dă el mai lung, hai că mai revine. Ia zi tu filmul tău. E același film, că nu avem două filme diferite, e același film, sigur, eu am... Ea era îmbrăcat un pic marfă ca tine, dar nu știu, ți-ai dat seama să nu... Serioasă, nu era o fată să fugă după băieți, să uite. Nu-mi plăceau fetele care se băgau în seamă. Ea a fost tăcută, ea, sigur, în inima ei, în... Relația ei cu Domnul, da. Ea se ruga încă din clasa 8-a, 9-a zi, ea s-a rugat pentru mine ca Domnul să mă ocrotească, să mă binecuvânteze. Bine, se ruga mai mult pentru maică, sau, Doamne, dă-i lui mama un genere bun. Da, poate și așa, dar... ea, sigur, m-a observat, eu nu, eu cred că pe partea asta am fost serios cu fetele, n-am avut nici interes și acum și contextul la București, nu aveam voie noi să ne îndrăgostim până la o... Se mai făcea și atunci un pic de evangelizare personală, ceva, nu? Se făcea... Se făceau multe ieșiri de felul ăsta, dar așa, pe ascuns, așa. Oare adică, tei sensul... ăia de la institut? Da, ei au fost o protecție bună, pentru că mirosul ăla, mai ales în perioada asta... Ar avea ce mărturisi. Aoleu, cred că ar avea o istorie întreagă. Am făcut acolo o scurtă poezie, știi, dar numai un pic vă spun... În capela de sub tei, stat am împreună ca un cuib de farisei plin de voie bună. Dar n-are nimic de a face cu păi, generația poate asta. La fratele Talpoș să-i dați poezia asta, să-i spuneți după ani de zile, săracul, dacă ar spune tei câți studenți au. Nu. Și câte, deci, da, nu foarte interesant. Să îmbătrâneția omului, dar nu să-l binecuvinteze. Cred că școala, facultatea dublă specializare, care a fost înființată, sigur, și fratele Talpoș a avut un rol fundamental în asta și pe această că aș vrea să-i mulțumim pentru rolul important pe care l-a avut și mulțumim că el a creat cadrul acesta, să aducă fetele sub tei. Deci da. Ne-a adus fetele sub tei. Păi n-aveați voie să ieșiți, dar veneau fetele. Păi nu, era un autobus 148, dacă bine mi-aduc aminte, cu 148 și tramvaiul 41, parcă mergea de pe Berzei până spre Crângaș, în zona unde au fost fetele la dublă specializare. Deci a fost o pepinieră. Ele venind, sigur, făcând împreună cu noi dublă specialitate, partea de teologie, sigur, am făcut cursuri împreună și noi de la pastorală stăteam în spate, eram foarte timiși de la pastorală, mai în spate, fetele intrau, ele curajoase, ca niște oițe așa ascultătoare, erau bun, în față. Nu se pune problema că vă așezați în spate să copiați. Nu aveam, acum asta a fost realitatea, stăteam în spate și trecea câte una și se așezau fetele la capelă. Voi cântați cântarea deschide ochii. Da. Și era o cântare cu cunosc o iubită în capelă, știți? Cunosc o iubită în capelă. O iubită în capelă. Și sigur fetele veneau, ne uitam, sigur că nu trebuie să fim farisei de sub tei. Da. Deci nu cred că și ne uitam, sigur, și încet reperam. Da. Da, acum se mai întâmplă. Și dar ce te interesa să vezi ca băiat la o nu fapt? Știu, habar n-am, nu știu.
E bun, îmi place de seama. Nu știu, adică știți cum e, în perioada aia când aveam fluturașii în stomac, ne îndrăgosteam de orice, orice fată care venea în biserică, oriunde mergeam în țară, în pastorală, vedeam o fată, zic eu, frumoasă. A, mă, te îndrăgostea, îți plăcea. Vorba vine. Da, îmi plăcea și ziceam, mai dacă ar fi asta, dacă... Da, și... Acum m-a învățat un frate în vârstă, de la dumneavoastră din biserică, fratele Ciobanu Simion, mi-a fost duhovnic în termenii baptiști, consilier, prieten apropiat. Mentor, ce-o fi, mentor. El, înainte de a pleca la seminar, eu lucrând în Arad, am avut o relație foarte bună cu el și m-a învățat omul ăsta multe lucruri și m-a învățat o rugăciune și a spus, frate Ciger, roagă-te așa, dacă e de la Domnul să-ți o dea, dacă nu-i de la Domnul să-ți o ia. Și eu mă rugam când vedeam una și am, Doamne, dacă e de la tine, dă-mi eu, dacă nu, ia-mi eu. Și când a apărut domnișoara la copiii străzii, au apărut mai multe fete, dar ea era fata care atunci când spunea, mergem în Gara de Nord, da? Mergem la păduchioșii ea, cine îi despăduchează pe ea, cine? Dana. Alte fete cu fițe așa, cu aere, nu mergeau. Cine merge să ducă mâncare la grupa respectivă? Cine? Ea nu știa nimic, tăcută și mergea. Ba, sigur, și contextul ei este unul frumos, asta în familie mare, da. Și, da, spune ea. Și așa, fiind la mine în grup, așa am reperat-o. Așa am văzut-o, deci azi un pic. Deci ei te-ai rugat, Doamne, ține-o, ține-o. Ține-o, Doamne, da, da. M-am rugat, dacă e de la tine, dă-mi-o. Dacă nu, Doamne, ține-o, trimit-o, da, în altă grupă. Și Domnul n-a trimis-o, a rămas, da, a lăsat, da, da, în grup, a lăsat-o în grupa noastră. Da, noi și împărăția lui Dumnezeu am schimbat-o pentru multe. Da. Totuși, cum te-a convins? Deci, partea finală, așa, că ai văzut, ți-a plăcut, da? I-a luat mult până... A fost o perioadă lungă, da, pentru că și eu eram o fată serioasă și îmi doream prietenul meu să fie și soțul meu. Și într-adevăr a fost o perioadă lungă în care am... Lungă ce spui? O săptămână? Două? Nu. Vreo 2 ani. Acum până ne-am hotărât, așa, până s-o pecetluit, păi noi eram în anul 2 când am început să cochetăm, deci cam un an probabil, poate, da, un an până ne-am... În care am vrut să aflăm voia Domnului și era frământarea asta, dacă e voia Domnului, și pentru mine a fost destul de greu, în sensul că știam că va fi păstor și nu mă vedeam nevastă de păstor, mă gândeam că nu... Dar ce te speria așa? Musafirii probabil. Da, nu te poate, poate musafirii. Da, implică o responsabilitate. De la prima noastră întâlnire, Sorin mi-a spus, casa păstorului e de sticlă. Adică de sticlă se vede tot în ea. Termopan, cu termopan mare. Nu mi-era chiar așa greu în sensul de avea o reputație, avea o mărturie bună, că noi am crescut în mediul acesta. Dar văzând-o pe mama, văzând spiritul ei de sacrificiu, slujirea pe care o depunea, mi se părea destul de greu și nu mă simțeam în stare. Vezi că Domnul îți dă mai mult decât îți dorești. Da, deci... Te scoate din zona de confort. Te scoate din zona de confort, da, și așa rămâi mereu tânără, activă, altfel cine știe cum te plictiseai în viață. Dar cum te-a convins finalul? Vreau să știu. Ce figuri a făcut? Nu m-a convins el. Eu m-am rugat foarte mult să aflu voia Domnului și am stat de vorbă cu un cumnat al meu, care era predicator și aveam încredere așa în... înțelepciunea lui și l-am întrebat, zic, cum ar trebui să văd voia Domnului, cum ar trebui să știu dacă e planul lui. Ție-ți place de băiatul acesta? M-a întrebat. Îmi place, sigur că îmi place. Mai găsește altul ca el, te vezi cu altcineva? Zic, nu, eu sunt convinsă că nu o să mai găsesc pe altcineva care să mă completeze așa de bine. Zice, tu singură, în străfundul inimii tale, știi dacă e voia Domnului sau nu. Păi zic, știu că vreau să mă căsătoresc cu el și atunci ce mai aștepți? Cam asta mi-a spus și frământarea asta a fost doar ca să știu dacă e voia Domnului, să nu fac un pas greșit. Dar de unde ai plecat-o cu ideea? Că eu stau și mă gândesc, poate știu, se uită niște tineri, poate nu se uită la chestia asta, voia Domnului, voia Domnului, să mă căsătoresc în voia Domnului. În familia noastră au fost trasate foarte clar niște principii, niște valori și părinții noștri au accentuat foarte mult... familia, munca, responsabilitatea, supunerea față de autoritate și alte cele. Printre ele, familia era foarte importantă și s-a pus mare accent pe relația asta dintre soț și soție, să fie sprijin unul altuia, să se ajute în lucrare, să fie o binecuvântare și pentru alții, să se înțeleagă. Și îmi doream foarte mult, vedeam în jurul meu și eșec în căsnicie și îmi doream foarte mult să fie binecuvântarea lui Dumnezeu și să fim în voia Lui.
Și cumnatul meu mi-a spus atunci, există o singură condiție, să fie în Domnul. Atât. Nu, Dumnezeu ți-a dat înțelepciune, ți-a dat minte, ca tu să vezi, te potrivești cu băiatul acela, îți place de el, te vezi trăind cu el de acum înainte, sau nu. Dumnezeu te lasă, pentru că nu ne-a făcut robot și te lasă pe tine să discerni. Dar Dumnezeu are o singură condiție, căsătoria să fie în Domnul. Adică atâta să fie o persoană născută din nou, exact, un creștin autentic. Exact, cât e creștin autentic, tu trebuie să decizi în dreptul tău, că Dumnezeu ne-o da fiecăruia. Bine, acum contează și vârsta la care decizi, maturitate și toate celelalte. Și da, e o situație complexă, dar eu cred că, sau să te întreb, ca să nu spun ce cred eu, dacă cineva la modul sincer caută voia lui Dumnezeu, o va găsi? Da, bineînțeles. Deci Dumnezeu se poate coborî la nivelul nostru. Da, să... da, bineînțeles. Și am învățat în perioada aceea că Dumnezeu îți poate vorbi prin cuvântul Lui, poate să vorbească prin alți oameni cu influență sau poate să-ți vorbească inimii, așa, să simți o pace interioară. Pacea aceea care întrece, depășește înțelegerea noastră, văd că să abia aștept să întrerup. Ca o completare, a spus prin ce am atras-o și vorbesc în modul cel mai onest. Probabil, poate unii tineri vor să afle, poate se gândesc, își pun tot felul de întrebări, cum? Nu am până nu-mi fac, nu mă însor. Eu am avut, când am mers la seminar, 22 de ani. Am terminat la 26 de ani seminarul. Soția a avut, când am terminat școala, 23 de ani. Deci, diferența de 3 ani între noi. A rămas până astăzi, nu? Diferența, da, sigur. Da, bun, sigur. Lasă-mă sigur. A rămas la mine un pic mai avansat, așa, datorită imaginii perilor albi. Care ce... n-au nimic de a face cu Dana. N-au, nu. E o chestie... Este bine. Da, deci... ce s-a întâmplat? Eu am fost întotdeauna foarte deschis cu ea, sincer... i-am spus și ce am și ce n-am. I-am spus așa, dacă te vei mărita cu mine, asta după ce ne-am împrietenit, după mai multă perioadă, să zic, de timp așa în discuții, am stabilit, am visat împreună, dar i-am spus în modul cel mai serios. Aveam două geamantane și alea primite de la o bătrânică, tot din Arad. Două geamantane. Unul era plin de cărți și unul cu diamante și unul cu haine și al treilea promisiunile Domnului, dar astea două le-am avut și am spus în modul cel mai sincer, dacă te vei mărita cu mine, nu știm unde ne vom duce, dar vom fi săraci, n-am nimic, dar ce-ți promit, să am grijă de tine, să te iubesc, să îți fiu soț credincios și dedicat. Asta i-am spus-o în perioada de dinaintea logodnei. Deci am două genți, cu asta mergem la drum, cu două genți. Asta a fost zestrea mea. Nu bani de acasă, nu bani de la bunici, nu bani de la mături. Dar oare când noi spunem chestia asta, e că vrem să fim onești față de ele 100% sau să ne asigurăm un pic în viitor, că dacă zice ceva de al treilea geamantan, Dan, eu ți-am zis de două, sau un amestec între ele. Nu, n-am știut ce se va întâmpla în viitor. N-am avut, nu eram n-am... așa de jmecher ca acum. Nu jmecher, n-aș putea spune jmecher, ci cred că atunci am crezut, asta a fost. Și atunci mai bine dacă ea era materialistă și voia un băiat care să vină și să aibă și apoi să... Îți vindea cărți. Deci, da, probabil avea, dar nu erau din alea vechi să aibă multă... Da, erau cărți. Una era de la dumneavoastră, alta era și... Deci că nu erau cu valoare tot. Deci cred că nici nu dă misiunea asta. Erau cărțile despre dragoste, despre... Deci erau cărți, na, importante, așa, și deci asta a fost toată zestrea mea și am plecat la drum prin credință. Deci accentul pe care l-am pus împreună a fost pe sinceritate, transparență, pe credința în Domnul. Și bine, e o poveste întreagă, eu am scris în cartea, prima carte scrisă de mine, am scris viața noastră până în 2013, când s-a gătat cartea, da, va urma, deci volumul 2. Și asta vreau să spun că ea nu a urmărit asta niciodată, nu a pretins, nu. Ea a fost modestă, vine dintr-o familie cu 11 frați și n-am avut amândoi. Asta aici vreau să vin la ea, că tot o menționat, da. Familia, și am vrut să te întreb, deci asta a fost... ai crescut.
Da, într-adevăr, dintr-o familie numeroasă, cum s-a pomenit, suntem 11 copii, o familie frumoasă, pentru că părinții mei au fost serioși cu Dumnezeu, ne-au lăsat un model de slujire fiecăruia dintre noi, ne-au îndrumat, ne-au educat în așa. Asta le zici că trebuie zise sau ca... Nu, mi-a fost foarte ușor după ce m-am căsătorit și am avut copii. La primul mai îți ia o perioadă până te dezmeticești, dar când vine al doilea, al treilea, al patrulea, deja ai nevoie parcă de un model. Și involuntar copiezi modelul părinților, că acela s-a imprimat cel mai bine. Și m-am bucurat și mulțumesc și acum Domnului că un model sănătos. Și ei au fost un model de slujire pentru noi. Și am văzut binecuvântarea. N-au fost oameni școliți, nu știu în ce fel, au fost oameni simpli, cum suntem și noi de altfel, dar oameni credincioși. Și Dumnezeu a binecuvântat credincioșia lor. Și într-adevăr, acum când ne întâlnim, suntem peste 50 de persoane, cu nepoți, cu cumnați. Frumos. Acum vorbești frumos și așa zâmbind, dar în copilărie nu v-a fost greu? A fost greu, într-adevăr, a fost greu în copilărie și multe nu le înțelegeam. Nu înțelegeam, am crescut în mediul rural și nu înțelegeam, de exemplu, de ce era soarele sus și noi mai aveam doar puțin ca să terminăm și tata a lăsat totul baltă și spunea, gata, copii, ne pregătim, mergem la biserică. Nu înțelegeam, cum, de ce ne aduce? Lăsam tot, da, lăsam baltă, tot și plecam. Nu conta în ce, chiar dacă mai avea foarte puțin, să zic, jumătate de oră și ar fi terminat. Și mâine o luăm de la capăt, faci drum. Și luăm de la capăt și nu ne convenea copilor, că ziceam un pic și am fi terminat. De ce nu putem să... Sau alte cele, într-un an, chiar fratele meu povestea nu de mult, că tata a avut așa un îndemn primăvară și a zis anul acesta, noi pentru că avem căruță, pentru că suntem un pic mai... dotați așa în cele ale agriculturii, anul acesta mi-am propus să lucrăm vecinilor pe gratis. Să-i ajutăm pe vecini, să mergem, să le arăm cu plugul, să le semănăm, să nu-i le luăm bani. Și într-adevăr, anul acela frații mei au tras foarte mult și nu înțelegeau ce are tata în cap. Tata, de fapt, încerca să ajungă cu Evanghelia la vecini, încercând așa, mergând la ei prin mijloacele acestea pe care le avea la dispoziție în ceea ce privește lucrul pământului. Da, da, copiii erau mai orientați spre business, tate, înțeles, da. Banul se iasă, mergem acolo. Dar nu v-ați culcat flămânzi, v-ați culcat? Nu, ne-am culcat flămânzi și părinții mei au avut așa o înțelepciune pentru că știau chiar dacă eram mulți și doar tata lucra, mama a fost casnică întotdeauna, știau să se organizeze și au ajuns așa de prețuiți de vecini, veneau vecinii și îl întrebau. Ce faci, Costane? Constantin îl cheamă pe tata. Ai semănat? Păi n-am semănat. Uite, mai aștept o săptămână. Bine, aștept și eu o săptămână. Ei vedeau că la noi recolta era foarte frumoasă și în fiecare toamnă culegeam foarte mult și au luat modelul, încercau să ia modelul ca să aibă și ei binecuvântările noastre. Da, da, acum poți lua modelul, dar dacă nu iei și sursa binecuvântărilor, nu, da, întotdeauna, da, nu întotdeauna funcționează. Tu cum ai fost? În ce familie ai crescut? Într-o familie de baptiști, credincioși în sat, așa cum am spus, am fost cinci frați. Am amintiri din copilărie frumoase, am amintiri și mai puțin frumoase din copilărie, cu obligativitatea aceasta de a merge la biserică și mi-aduc aminte, eu am crescut în tinda bisericii, mi-am deschis ochii în Biserica Baptistă, în biserica din Tămașda și mi-aduc aminte și nu înțelegeam de ce trebuie să mergem la ora 9 să fim la biserică, să stăm la 3 ceasuri în biserică, apoi la ora 2 să revenim în sat, că așa erau slujbele atunci, sau la ora 3 vara, și iarăși 2 ceasuri la biserică și uneori am prins și momente când era și al treilea serviciu. Deci seara. Ai prins chestia asta cu 3 servicii? Am prins și la 7 sau 6 seara. Am prins, nu foarte mult, dar am prins momentul acesta. Eu m-am gândit, eu n-am prins chestia asta în zona noastră. Cred că o explicație ar putea fi, că n-am întrebat, nici nu știu dacă ei aveau explicații. Atunci, duminica era ziua Domnului. Nu făceai nimic altceva, bănuiesc așa era și la voi, nu lucrai sau nu știu ce, nu se punea problema să mergi la cumpărături sau nu, erau alte vremuri și atunci ce să faci toată ziua? Da. N-aveai altă variantă, acasă, biserică, acasă, biserică, acasă, biserică. Și mi-aduc aminte, deci
mai ales dimineața, somnoroși, trebuia să mergem la biserică. Era o chestie, o regulă, trebuia să fim la biserică. Și aveam bănci din alea, lavițe, din alea așa fără spătar. Oh, incomode. Ce, foarte comode. Incomode, da. Cu rogojine, dacă vă aduceți aminte, erau pe șezut, nu erau perine, erau din alea din rogojină, așa se numeau ele, noi, din trestie, da. Din... Deja modern. Nu erau mod, nu, erau din alea, așa, le puteam la genunchi și stăteam pe genunchi, așa era acolo. Adormeam pe genunchi, o oră, vă dați seama că prima ne trezeam la ora 10 la școală duminicală, cum se numea. Și sigur era foarte plictisitor pentru noi, nu înțelegeam de ce. Sigur, am prins gustul acesta și nu ne-a fost foarte greu, nu ne-a fost greu să ne decidem. Deci asta a fost cadrul, să zic așa, cadrul direcționat spre casa Domnului. Deci am respectat casa Domnului, am respectat cuvântul Domnului, am pus valoare pe ceea ce este ce valoros. Ce jocuri aveți la biserică? Nu avem jocuri, nu avem nici... aveam, mai ales seara, aveam lampă din aia cu petrol, când se lua curentul, na, deci el a fost jocul de lumină. jocul de lumină. Da. Dar astea au fost vremurile. Acum nu vorbesc ca și cum aș fi avut 100 de ani pe vremuri. A fost înainte de Revoluție, eu sunt în 77 născut, deci a fost perioada aia, anii 80, ce rețin eu. Deci ăsta a fost cadrul în care am crescut și sigur am avut momentul de decizie personală. Deci hai am că mă întorc la asta, personal. Dana, asta vreau să întreb pe Dana. O fată se decide oare mai ușor pentru o relație personală cu Dumnezeu decât un băiat? Sau? Cred că da, pentru că o femeie, o fată are nevoie de protecție, are nevoie de siguranță și ar fi chiar o nebunie să nu te lași în brațele Domnului, să nu accepți protecția, siguranța Lui. Eu cred că da. Și o fată e sentimentală, emoțională, gândește de multe ori cu inima, băiatul e mai rațional. Probabil că băiatului trebuie mai multe dovezi, nu știu, minuni, semne care să se împlinească ca să fie convins, nu știu, așa cred. La ce vârstă te-ai hotărât tu așa pentru o relație personală cu Dumnezeu? La 14 ani. Oh. Am fost într-o tabără la Voroneț. Eu m-am născut în județul Suceava. Bineînțeles că am crescut într-o familie creștină, am mers la biserică, eram familiarizați cu Dumnezeu, cu credința părinților, a bunicilor chiar. Tata avea obiceiul să ne povestească experiențe cu Domnul din armată sau din război sau experiențe ale bunicului. Dar în anul acela a venit momentul să am eu personal o întâlnire cu Dumnezeu. Auzeam adesea mărturii la biserică. În anul cu tare sau în data cu tare m-am întors la Dumnezeu, mi-a ieșit Dumnezeu în cale sau alte formulări așa tipice și îmi doream și un moment în care să știu că nu e o obișnuință și am o întâlnire efectivă a mea personală cu Dumnezeu și s-a întâmplat atunci la 14 ani, într-o tabără am fost, s-a întâmplat în sensul că tematica taberei a fost despre păcatele acestea pe care noi le numim câteodată ușoare sau le trecem cu vederea, cum ar fi minciuna. Și s-a discutat foarte mult de latura aceasta sau faptul de a judeca pe cineva. Latura aceasta care de multe ori în exterior noi părem foarte bine, părem perfect, dar în interior de multe ori relația noastră scârție cu Dumnezeu. Și atunci am avut așa un moment de cercetare și mi-am predat inima Domnului, am simțit o pace de nedescris. Când am ajuns acasă, parcă nu mai eram eu. Efectiv, mi se părea, nu știu, am experimentat ulterior ca în zilele acelea când te îndrăgostești. Deci, efectiv, eram îndrăgostită de Domnul Iisus. Aș fi vrut doar să mă rog, să citesc, să stau în părtășie cu El. A fost ceva nemaipomenit, într-adevăr. Și acela a fost momentul, la 14 ani. La ce vârstă te-ai botezat? La 19 ani m-am botezat, aș fi vrut imediat să mă botez, dar clădirea bisericii noastre era în construcție, botezul se făcea într-o vană amenajată așa impropriu și fratele păstor ne-a sfătuit să mai avem răbdare un an, doi, că se finalizează construcția noii biserici și să putem să fim botezați în baptistier. A durat mai mult decât el a prevăzut. Drăguț, știi, să nu spui că încă ești copil, că ai minte de copil, că ai maturitate de copil. Înțelept omul, zice, când deschidem noua biserică acolo, da. Să vezi și voi să fiți primii. Foarte înțelept omul, da. Da, și la 19 ani m-am botezat.
Dar ai putea spune că te-ai maturizat un pic de la 14 până la 19. Da, da, bineînțeles. Da, și dacă la început simțeam așa relația cu Dumnezeu mai mult la nivel sentimental, am ajuns să înțeleg că ține de rațional și nu întotdeauna acționăm sau așa ar fi cel mai bine să ne acționăm din instinct și cum simțim. Relația cu Dumnezeu este pe toate planurile vieții noastre și are de a face și cu rațiunea. Și când faci pasul acesta, trebuie să-l faci conștient că îl vei duce toată viața. Da, este un pas al maturității. Da. Este un pas al maturității, mărturia publică. Chiar dacă eu obișnuiesc să spun că relația personală cu Dumnezeu poate începe oricât de devreme în viață. Când conștientizezi greșelile, mărturisești păcatele, te pocăiești, crezi în Domnul Iisus. Cum a fost la tine, Sorin? Simplu. La 15 ani. Doi frați în vârstă au venit la noi acasă, fratele meu se decisese înainte și mi-a pus câteva întrebări în seara aia, în 92. Oameni de la biserică. Frații, da, diaconul bisericii, da, da, da. Și deci frații stâlpii bisericii, cum erau atunci numiți. Și deci au venit pentru fratele meu și m-au întrebat și pe mine. Mitică îmi spuneau acasă, ce faci? Când te hotărăști pentru Domnul? Cum? Deci nu mi-aduc aminte exact toate cuvintele, dar momentul acela a fost momentul în care mi-a străpuns inima această întrebare. Ce fac cu viața mea, cu veșnicia mea? Și sigur, atunci a fost seara în care am hotărât să merg în mod oficial, așa, să mă hotărăsc pentru Domnul, să-L accept pe Hristos în viața mea, să fac legământ cu Domnul Iisus. Aveam vârstă de 15 ani. Sigur, am spus, contextul în care am crescut nu a fost foarte complicat, n-am ieșit în lume să văd cum e la vecini, cum e afară, n-am, deci am crescut în biserică, am trăit în contextul acesta, dar lipsea decizia personală, a fost o decizie personală. Cred că momentul acela al deciziei personale este momentul care schimbă macazul vieții. Și acel moment, dacă la tine cei doi cumva ți-au oferit oportunitatea și să gândești și să iei o decizie, ai încercat să faci asta în viață, să mai întrebi pe câte unul altul? Întotdeauna fac asta. Deci întotdeauna când stau de vorbă cu oameni, în special să le spun despre Domnul Iisus Hristos, despre veșnicie, le prezint așa ultimatum, le prezint ca și ultimul tren. Deci probabil m-a influențat puțin. Deci felul în care am mers a funcționat și tine, da. Sigur, amprenta a fost pusă asupra mea. M-am decis pentru Domnul, a fost o seară extraordinară, m-am decis pentru Domnul și în 28 iunie 1992, în Crișul Negru, eram vreo 28 de oameni, mai ales după Revoluție, oamenii veneau cu duiumul așa la Domnul. Crișul Negru nu-i totdeauna negru. Nu, a fost, a primit mulți candidați Crișul Negru, deci în perioada aia după Revoluție foarte mulți s-au pocăit și mai ales fiind la graniță aproape cu Ungaria, deci noi ne-am botezat. Ne spălam. Ne spălam. E bine că nu apa spală păcatele, ci Hristos, sângele lui Hristos. Da. Dacă nu te făceai păstor, ce te făceai? Nu știu ce mă făceam. Eu, sigur, înainte de a merge la seminar... Asta e bună, cu nu știu ce mă făceam. Nu știu ce mă făceam. Cine știe, habar n-am. Șofer de tir, cine știe. Eram poate prin politică, cine știe, habar n-am. Taximetrie, nu știu, nu pot să știu ce făceam, ce îmi place, în construcții, sigur, că îmi place să frizer, că am tuns. Nu trebuie atunci să o hotărâm astăzi. Dar acum te-ai îndreptat tu spre descălie. Eu sunt a opta în familie și frații mai mari, odată ce au crescut, ne-au luat oarecum așa și sub tutela lor, aveau grijă de noi. Și când eram prin clasa a șaptea, a opta, fratele meu cel mai mare, Cornel, a avut o discuție cu părinții mei și i-a întrebat ce fac copiii, unde merg la facultate, unde merg la liceu. Nu știu exact ce au răspuns părinții, dar el a avut dorință să ne trimită pe noi să studiem undeva mai departe, pe mine a vrut să mă trimită la liceu creștin din Cluj, am încercat, am dat admitere, n-am intrat.
Dar el a avut așa o preocupare pentru noi, că și ei au învățat foarte bine și tata i-a trimis, i-a încurajat. Tata a lucrat foarte greu, a fost muncitor la CFR și aproape săptămânal sau cel puțin de foarte multe ori venea acasă și spunea: copiii mei vor face școală și vor munci mai ușor decât muncesc eu. El se trezea în fiecare dimineață la 4, făcea naveta, venea la 4, când venea l-aștepta munca din câmp și așa mai departe. Și a avut dorință pentru noi să ne țină, să ne facem liceu, să facem facultate, să avem, să câștigăm o pâine mai ușoară, așa a zis el, dintr-un punct de vedere mai ușoară. Și așa s-a întâmplat, că în ultimii ani de liceu, în ultimul an de liceu, Cornel, fratele meu, a avut din nou aceeași discuție cu tata și a zis: ar fi bine să meargă la teologie, uite, litere sau ce i-ar plăcea să facă. Mă vedeam profesoară, învățătoare sau în domeniul acesta, pentru că lucram cu copiii la biserică, acasă, aveam frați mai mici de care trebuia să am grijă, să-i ajut la teme, să-i... Na. Și așa ne-am hotărât. A fost chiar o întâmplare amuzantă, că erau două posibilități, la Oradea sau la București. Tata, lucrând în CFR, s-a uitat imediat pe mersul trenurilor și a zis: până la Oradea sunt 9 ore, până la București 6, mergi la București. Adică omul practic, da. Ce să... Da, că nu știau ce să opteze între cele două. Și pastorul care era atunci la biserică a avut o influență de asemenea, fratele Mihai Chideșa, și el a stăruit foarte mult de părinți să ne dea să mergem la București, să facem acolo, să facem școală la București. Frumos, bine. Și da. Cum e în slujire? Stai că n-am terminat. Ești de pe băncile școlii, a facultății și îți propui să schimbi lumea. De câți ani ești în slujire? De 17 ani. Cum e efectiv, între da. Vis și realitate? N-am fost visător, n-am fost cu capul în ori niciodată, am fost realist. Probabil am fost poate naiv de sincer. Crescând în biserică, am crezut că toți oamenii sunt așa, toți care vin în biserică sunt într-un fel, regimentați. Sunt. Așa am crezut. Da, toți dar, care sunt, sigur, sunt. Pe parcurs mi-am dat seama că sunt oameni și avem de-a face și cu oameni. Și noi suntem. Sigur, în primul rând, eu sunt un om cu slăbiciunile mele și, sigur, am de-a face cu oameni la fel ca mine. Da, slujirea este frumoasă, nu-i simplă, nu-i ușoară. Dar asta nu ne face să nu mergem în lucrare, dacă ce-i ușor în lumea asta. Nu? Unde ai început? Unde a fost primul loc de slujire? După, acum, înainte de seminar, de la 16 ani, frații ăștia doi care m-au provocat, mi-au dat în biserică de lucru. Am început să predic la comunitatea mică pe care o aveam în sat și la deci nivelul respectiv. Deci cei de acolo te-au răbdat primi. Da, nu știu ce am vorbit, emoționat, nu, abar n-am. Acum eu eram învățat de la 3-4 ani, spuneam poezie în biserică, aceeași poezie cred că de vreo an de zile și uneori mă încurcam, era una de o strofă și mă încurcam uneori și erau surorile, mă încurcam, mă ajutau, mi-aduc aminte că era o soră în vârstă, mă ajuta ea când mă încurcam. Da, deci așa că oarecum... Am văzut că bate inima mea pentru slujire. Încă de 16-17 ani după ce m-am hotărât pentru Domnul, am lucrat în biserică. Sigur, am terminat școala, m-am dus în armată. După armată am lucrat în Arad, am fost la o firmă de pui și în perioada asta mă pregăteam pentru seminar. Deci eu în toată perioada asta nu pot spune că prima dată am predicat la seminar. Nu, deci am fost familiarizat cu contextul, cu amvonul și cu frații, cu... Sigur, la... Bun, dar oficial? Prima... Oficial, după ce am terminat seminarul, bine, am fost curtat. În perioada, în anul 4, eram trimis și în practică în mai multe locuri din țară, erau mai multe oferte și la ei în Vicov și în Năvodar și în Bistrița și în mai multe locuri. Sigur, e o întreagă poveste de o emisiune, să vă spun felul în care Dumnezeu a lucrat. Varianta scurtă este că în 2003... În 2003 s-au întâmplat multe, ne-am logodit, ne-am căsătorit, am fost ales păstor încă în ianuarie 2003, înainte de a termina seminarul, am fost cu 6 luni de zile, am fost ales păstor în Apuseni. Ne-am mutat în Apuseni împreună, după ce ne-am căsătorit. Două geamate.
Două geamatane și acum s-au adăugat și doi saci de perine și zestrea neveste și niște haine. Acum și de la nuntă și de au început lucrurile să se adune. Poze de nuntă și albume și toate astea. Deci au început lucrurile să se mulțească. Așa, asta a fost bine, că n-a trebuit să te duci cu tirul în Apuseni. Păi da, sigur, e simplu. Deci e mai bine simplu. Plecăm de jos cu așa, simplu. Deci noi am plecat în simplitate. Și în Apuseni, sigur, în 2003 am fost ordinat în Apuseni păstor, am mai fost cu un coleg și am fost împreună. A fost, sigur, o provocare pentru noi, n-am știut ce se întâmplă, confruntarea directă cu oamenii, deși la seminar ne spunea fratele Tritian, vedeți că veți ajunge și va fi dor de mine, cumva. Și într-adevăr, fratele a avut dreptate, el ne certa pe de o parte, dar când am dat de realitate, sigur, lucrurile au fost... Poate fi și mai rău. Poate fi și mai rău. Da, sigur, n-am regretat niciodată că am intrat în slujire, deși aveam momente de supărare, momente de tristețe, momente de frământare, pentru că oamenii erau... Dar tu nu erai supărat pe frați. Nu era pe... Acum poate uneori și pe frați, acum să fim serioși, că nu au fost sfinții din icoane, frații, nu. Au fost unii, mai firești, mai... Dar așa am început. 10 ani de zile am stat în Apuseni. Am stat în Apuseni și, sigur, acolo ne-am rodat. Ce a fost cel mai greu în Apuseni, Dana? Condițiile de trai erau grele, pentru că aveam încălzire centrală, spuneam noi, adică aveam o teracotă în mijlocul apartamentului. Da, asta mă gândesc. Și căram lemnele până la etajul 3, făceam focul. Bine, le cărai tu, că el era cu socialul, da. Și era greu și pentru el, că frații erau împrăștiați pe dealuri, îi trebuia câte o zi întreagă să meargă cu cina la două familii, la doi bătrâni care stăteau departe, mergea mașina. Ah, ea comunica wireless, de pe un munte până la... Da. Ione! Mașina, mergea pe jos, da, nu aveam apă vara, dacă era secetă, venea apa două ore dimineața, două ore seara și venea dimineața de la 5, pentru că oamenii la 6 mergeau la serviciu. Ne trezeam, luam apă în vană, în ligheană, în oale, ca să facem mâncare. Condițiile așa de trai erau grele. Dar era frumos pentru că oamenii ne iubeau și în biserică ne-am integrat și au fost tare bucuroși că am mers noi acolo. Nu că aveam noi ceva special, ci s-au bucurat că a venit o familie tânără care să-i slujească. Și ne-au primit cu mare drag și au fost ospitalieri și relația asta a făcut ca greu să fie simțit mai puțin. Și acum, fiind început din toate punctele de vedere pentru noi, noi am crezut că așa e normal să începem, că așa trebuie să începem în condițiile astea și a fost acest început. Dar nu regretăm că a fost un început frumos, Dumnezeu ne-a binecuvântat. Copiii au venit destul de repede? Da. Noi ne-am căsătorit în 2003, Darius s-a născut în 2005, Sara în 2007 și gemenii în 2011. Bine, că a mai avut o sarcină între... Da. Și a pierdut deci au respirat aer curat de munte, da. Lor le-a plăcut. Ăștia mici mai puțin pentru că eram deja în Sibiu pe traseu, deci două săptămâni acolo, două la Sibiu și ei erau mai mult, respirau aerul din mașină, că eram mai mult pe drum. Cum ai reușit să împaci și familia și biserica și școala? Mi-a fost foarte ușor, mai ales la început. Dar am încercat să găsim un echilibru și bineînțeles că biserica era prioritară. De mici, v-am spus, tata ne-a învățat că Domnul, biserica, după aceea familia și celelalte. Și n-a fost ușor, n-a fost nici greu, că am avut deja un model. Au venit oarecum așa de la sine, pentru că dacă Dumnezeu te trimite undeva, îți dă și resurse, te sprijinește, îți dă și ajutor, nu te lasă singur, nu te abandonează. Și dacă noi am fost dispuși să ne ducem acolo unde Dumnezeu ne-a chemat, am simțit și binecuvântarea Lui din plin și a fost o perioadă frumoasă pentru că ne-am avut doar unul pe altul. Imediat după căsătorie, din luna de miere, am ajuns la Brut. N-am avut apropiați, n-am avut rudenii, ne-am avut unul pe altul. Și borcanul cu miere, asta e important. S-a consolidat relația noastră, da. Care e secretul ca o soție de păstor, de slujitor să reziste în timp? Secretul e să se lege de Domnul, să aibă o relație puternică așa cu Domnul și apoi secretul e să se supună soțului. Pentru că soțul e rațional, cum spuneam, dacă are un soț duhovnicesc, dacă e păstor, e un soț am presupune, da, că ar fi... Și atunci e pe mâini sigure.
cam, eu nu știu alt secret, adică în simplitatea lucrurilor noi am încercat să căutăm călăuzirea Domnului și să ne bucurăm de ajutorul Lui. Nu știu alte minuni, miracole care ar putea au fost așa pe parcursul anilor de căsătorie, lucruri care ți le-ai dorit, nu le-ai putut obține și te-ai gândit, dacă n-aș fi nevastă de păstor, poate le aveam? Nu m-am gândit. M-am gândit că suntem într-o zonă, până atunci n-am realizat, când părinții mei au venit la ordinarea lui Sorin și când au ajuns, bineînțeles că era o zonă de munte, în Munții Apuseni, erau serpentine, timp de oră mergeai cu mașina doar prin curbe, tata cardiac, bolnav, obosit, a zis, măi, dacă v-ar aduce Domnul într-o zonă mai liniștit. mai cu soare, mai cu lumină, atunci, mai cu apă. Atunci v-ați dat seama unde sunteți și voi. Unde suntem, dacă suntem în capătul lumii. Nu m-am gândit că, crescând într-un mediu, așa cum am spus, cu o familie numeroasă, nu m-am gândit că, vai de mine, ce ar trebui să am și nu am în prezent. Nu știu. Ca să aibă și Dana un mare câștigat, vine la emisiune, ce-ți propui de acum înainte? Să mai aduc. Da, să rămânem credincioși Domnului, El ne poartă de grijă. Cred că secretul este să fim sinceri cu Dumnezeu, mai glumim, așa, ne mai abținem uneori, da. Dar eu cred că totuși trebuie să rămânem într-o relație vie, reală cu Dumnezeu și Dumnezeu rezolvă toate lucrurile. Nu am înțeles de ce ne-a trecut pe acolo, de ce ne-a trecut pe dincolo, nu înțelegem asta. Probabil avem întrebări ca oameni, că am plecat de la ideea că suntem oameni și noi suntem oameni ca și toți cei care ne ascultă, suntem oameni. Asta spune Biblia, asta mie chiar mi-a plăcut și mă bucur că am văzut destul de devreme în viață vis-a-vis de Ioan Botezătorul, a venit un om trimis de Dumnezeu. Oameni, dar cu o chemare, o trimitere specială. Da, dacă e chemarea Domnului, aia te face să reziști. Eu cred că, în primul rând, că m-ați întrebat ce aș fi făcut dacă nu eram. Păi, dacă asta a fost chemarea, eu m-am dus și, în modul cel mai sincer, am preluat chemarea aceasta și consider că este chemarea Domnului și mă țin de ea. Și în rest Domnul poartă de grijă, Domnul le împletește așa de frumos, El lucrează mai bine decât ne trece nouă prin cap, Dumnezeu așează lucrurile. Sigur, au fost multe momente de frământare, că ați spus ce și-ar dori. Sigur, când ieșeam din Apuseni, ieșeam la Alba Iulia, la Cluj, parcă intram în Occident. Deci noi vedeam în Occident, treceam de granița. Nu că era rău, dar era zona izolată. Au fost oameni care n-au fost în viața lor la Alba Iulia, 70 de ani, niciodată n-au fost la oraș. Deci imaginați-vă și sigur în 10 ani de zile noi am ieșit, vorbim că n-am ieșit, dar acum ea e mai înțeleaptă ca mine și ea e mai tăcută ca mine și ea nu spune întotdeauna, eu slobor la gură așa. Și sigur a trăit poate momente de frustrare interioară, dar nu mi le-a spus probabil, că ar fi vrut să se mute în altă parte, deși crescând amândoi în context oarecum asemănător, aș putea zice, nu ne-a fost greu, nu ne-a fost așa de greu, am depășit momentele mai ușor și ne-am acomodat, să zic, la mai bine, mai repede și mai ușor. Deci asta a fost și a fost un ajutor pentru noi că am plecat, de la început am plecat în Apuseni în condițiile respective și de slujire și noi practic ne-am format unul cu altul și ne-am deprins așa în timp și cu slujirea și unul cu altul. Și deci de la Apuseni la Sibiu a fost ok, dar dacă era de la Sibiu la Apuseni? Putea fi și asta, sigur, putea fi, poate era mai greu, poate pentru unii care vor numai oraș, cred că e mai greu să plece în Apuseni. Eu n-am fost legat niciodată de un loc, n-am fost legat de Bihor, n-am fost legat de Arad, n-am fost legat de București, n-am fost legat de Apuseni, nu-s legat de Sibiu. Deci eu oricând pot să plec, eu nu-s legat de locuri, nu-s legat de absolut, îs legat de Domnul și de nevastă. Și împreună putem pleca. Dar roagă de Domnului să nu se lege și nici nevastă, știi? Da, ea se mai leagă de zonă. De exemplu, am terminat apartamentul în Apuseni și când a fost gata, după 10 ani, o trebuie să plecăm. Și l-am făcut cap. Normal, da. Adică eu am înțeles că nu trebuie să te legi de lucruri, ci trebuie să te legi de Domnul. Și apoi cu Domnul, oriunde te duci, îi bine. Oriunde cu Iisus. Așa sunt, zice cântarea, așa. Da. Bun. Merg voios și aș tu ce spune poetul. Da, adevărul este că noi știm cântări, știm Biblia,
Sunt și momente în care avem întrebările noastre și frământările noastre. După ce trece, încă o dată spunem, Doamne, iartă-ne, Tu ai fost credincios, n-am văzut noi chiar bine lucrurile, dar asta este normalitatea în viață și partea frumoasă este că nu vorbim doar de un Dumnezeu al trecutului, ci vorbim de un Dumnezeu al prezentului, un Dumnezeu al viitorului și suntem convinși că Cel care ne-a făcut tinerețea frumoasă și ne-a făcut viața și slujirea frumoasă până acum, nu perfectă, va avea grijă de noi în continuare și ca părinți de multe ori probabil ne gândim că Cel care a avut grijă de noi va avea grijă și de copiii noștri, că intrați și voi într-o etapă un pic mai interesantă, că vă cresc copiii și o să fie un pic mai diferit, dar frumos, Dumnezeu să fie credincios acolo și de aceea, pentru că noi, poate spre deosebire de unii dintre voi, nu dăm doar citate din Scriptură, ci spunem că noi am văzut în propria viață cum se împlinește cuvântul lui Dumnezeu, vă încurajăm mereu, legați-vă inima de Dumnezeu, credeți cuvântul lui Dumnezeu și acolo unde nu-l înțelegeți, încercați să aplicați tot ce știți, tot ce înțelegeți, tot ce puteți. Când greșim, ne smerim înaintea lui Dumnezeu, ne cerem iertare, o luăm de la cap, Dumnezeu este Cel care ne ridică. Este frumos că ne ajutăm și unul pe celălalt să ne ridicăm sau când în biserică frații, familiile se ajută în mod reciproc și așa, mai mult sau mai puțin în călătorie spre ceruri, până la urmă important este ca finalul să fie victorios și, cum zic eu, să sfârșim pe podium, adică la festivitatea de premiere să auzim acele cuvinte: bine, rob bun și credincios. Și asta ne dorim și în viața de familie, asta ne dorim ca părinți, asta ne dorim ca slujitori, asta vă dorim și dumneavoastră, celor care ne primiți cu drag, ne ascultați, câteodată cu multă răbdare, altădată cu mai multă bucurie. Vă dorim în continuare, lângă mulțumirile care vi le aducem, tot ce are pregătit Stăpânul pentru voi în bunătatea Sa. Nu uitați, vă aduc aminte deseori să vă rugați pentru invitații noștri, să mulțumiți lui Dumnezeu pentru ei. Dacă ați învățat ceva din experiența lor, aplicați sau împărtășiți cu alții și atunci când rămânem sub binecuvântarea lui Dumnezeu, avem privilegiul să fim și noi o binecuvântare pentru alții. Dacă Dumnezeu ne folosește în domenii mai mari sau mai mici, nu suntem noi acei care trebuie să cântărim lucrurile. Lăsați-L pe Dumnezeu să le cântărească și tot pe El, în bunătatea și în dreptatea Lui, să le răsplătească. Încă o dată vă mulțumesc frumos. Și noi vă mulțumim. Fiți o binecuvântare pentru alții, cum ați fost și până acum. Rămâneți și voi sub binecuvântarea lui Dumnezeu.